surparea asfaltului din rondul de la ieșirea din municipiul Buzău în zona avionului este un incident care se poate repeta și pe Bulevardul Unirii, aflat și acum în șantier. O recunoaște chiar primarul municipiului Buzău, Constantin Toma. Există riscul să întâmple așa și pe Unirii? Da. Riscul există întotdeauna, sperăm să nu se întâmple. Dar se va face mult mai multă atenție, asta este deja o lecție care trebuie avută în vedere. Edilul spune că surparea din rond s-a produs ca urmare a forajului orizontal, efectuat de către o firmă contractată de compania de apă. Situația este undeva la jumătate, în sensul că bineînțeles că a fost o greșeală, cei care au făcut acea conductă de canalizare au intrat și s-a făcut așa cum știți, s-a făcut forajul orizontal, s-a intrat și în conducta de canalizare și bineînțeles a colapsat. Groapa din rondul de la avion, dinspre strada Orizontului, s-a format chiar în timpul forajului orizontal, iar până la remedierea situației, accesul mașinilor a fost blocat. Gaura din asfalt a fost balastată, iar după tasarea naturală a stratului suport, zona va fi reasfaltată.